Jigniri grele aduse de Dan Ilie Morega șefilor județului, prefectul Liviu Andrei și președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu. Morega vrea să danseze cu cei doi pe care nu i-a scos din derbedei hoți și inculți. Ce produce Călinoiu? Pentru că nu mai are nici măcar capacitatea de a genera tărâțe pe cap. Restul nici atât. Idei miramași. Dacă avea idei, măcar trece la niște proiecte finanțate de Uniunea Europeană, care sunt extrem de multe și pe foarte multe componente și nu vă rețin. În domeniul lui, că e inginer agronom, deși și-a uitat și de agronomie. Dovadă că, așa cum v-am spus, pune asfaltul peste noroi ca să iese grâu, o nouă tehnologie. Replicile celor doi nu au întârziat să vină. Ion Călinoiu își aduce aminte de modul mizerabil în care se comporta Morega în perioada în care era la putere și crede că acum deputatul și-a pierdut mințile. Mare președinte de cooperație înainte de 90, alinia în forță oastea, dădea cu degetul pe aripa mașinii, dacă avea praf, îi se făcea semn șoferului, pierdea mașina, venea altul și trebuia să dea bani să-i dea mașina, că era bună. 2. Puterea de atunci i-a luat mințile și i-aduc aminte că n-a reușit decât să calce pe cadavre. De tunetele și fulgerele aruncate de Morega nu a scăpat nici prefectul de Gorj, Liviu Andrei. Dacă nu era inspector general, nu era nici prefect, îmi cer scuze în continuare tuturor gorjenilor, că a ajuns un derbedeu să fie în fruntea prefecturii județului Gorj și să prostitueze această prefectură, să o ducă în disoluție și să înlăture unii oameni buni sau să le facă atmosferă, plângeri penale și așa mai departe, acoperindu-se el ca un hoț care strigă hoții. Andrei nu a rămas indiferent și a promis lui Morega că îl va elimina atunci când va avea ocazia, pentru că este o boală mulipsitoare. Morega este un om care a lins de-a lungul timpului toți bocancii care au fost puși la dispoziție, începând cu bocancii comuniști și terminând cu alți bocancii. Și acum alinge în continuu. Acest om trebuie izolat. Înțelegi? Ca un virus. Trebuie izolat. Înțelegi? Iar dacă voi putea vreodată ca să-l izolez, îl voi izola. Și voi lua angajamentul față de români și de gorjeni în primul rând, că am să fac treaba asta, dar după ce voi pleca din această funcție, că ei sunt apolitic. Cei doi cred că Morega este frustrat de faptul că a pierdut șefia partidului și de aceea vrea să iasă în față aducând jigniri la adresa tuturor.